Inspectorii ITM au verificat modul în care angajatorii respectă legislația. Analizele medicale efectuate periodic de angajați au reprezentat unul din aspectele vizate de reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă. Angajatorii care au uitat de controlele medicale au fost sancționați. În domeniul securității și sănătății muncă au fost constatate 6 neconformități. Pentru neconformitățile constatate, angajatorii au fost sancționați contravențional. Cele mai multe deficiențe au fost controlul medical periodic. De controle nu au scăpat nici agenții economici care au ca obiect de activitate transportul de persoane și mărfuri. În documentele multora, inspectorii au descoperit că angajatorii ignoră o serie de drepturi acordate salariaților de către lege. În cursul anului 2014, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți au desfășurat și încă desfășoară o campanie de control în domeniul transporturilor rutiere, persoane și mărfuri. Campania a avut ca obiectiv domeniul relațiilor de muncă și domeniul sănătății și securității în muncă, respectiv depistarea neconformităților în aceste probleme. Au fost controlați un număr de 25 de angajatori, iar în domeniul relațiilor de muncă au fost depistate neconformități privind transmiterea Registrului General Evidență Salariați format electronic către Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți. S-au mai urmărit și alte probleme, respectiv cele legate de timpul de muncă, timpul de odihnă și concediile la care salariații au dreptul în cursul unui an calendaristic. Controlele vor continua și în perioada următoare. Inspectorii au precizat că vor acționa în special pentru combaterea muncii la negru, dar și pentru respectarea condițiilor de lucru pentru angajați pe perioada sezonului rece.